Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Iată principalele titluri ale acestei ediții. Încă un tir a ieșit de pe carosabil în cartierul Rudari. Un aragaz defect cauza unui incendiu în cartierul Oinac. Poștașii giurgiuveni se pregătesc de proteste. Pe piața din Giurgiu nu există niciun produs bio. Rezultate bune în atletism. Șirul incidentelor cu tiruri continuă în cartierul Rudar din Giurgiu, după ce în urmă cu câteva zile un astfel de mastodont a ieșit de pe carosabil pe strada 1 decembrie 1918. În această dimineață povestea s-a repetat. Circulația a fost blocată circa 30 de minute, timp în care pompierii au readus tirul pe șosea. La câțiva metri de locul în care un tir s-a răsturnat în șanț în urmă cu două zile, un alt autovehicul de mare tonaj s-a împotmolit în nisipul de pe marginea drumului. Tirul, condus de un șofer bulgar, era încărcat cu portocale și se îndrepta spre București. Șoferul autocamionului matriculat în Bulgaria nu a adaptat viteza la condițiile de drum, având în vedere că pe strada 1 decembrie se efectuează lucrări la carosabil, a părăsit partea carosabilă, intrând în partea dreaptă a infrastructurii drumului și a rămas suspendat. A fost nevoie de intervenția a două autospeciale de pompieri pentru a-l repune pe șosea. Pompierii ISU s-au deplasat la fața locului cu două utilaje grele, care au reușit să scoată tirul din șanț. Totodată, rezervorul mașinii s-a spart, iar pompierii au fost nevoiți să curețe șoseaua de combustibil. Deși nu s-a întâmplat nimic grav nici de această dată, locuitorii sunt nemulțumiți. Ei se plâng că mașinile de mare tonaj le dărâmă casele și se tem că un astfel de autovehicul va provoca o tragedie. Cu ce fac? Nu se poate circula. Dacă treci la Ungur până la Austriești, mai departe e drumul de... Se trag să mergi pe ele. La noi e numai joc. Nu știu ce interese este de spate joc de... Dacă eu am casa la 70... Uitați, a continuat toată șoseaua și nu a făcut. Și-a lăsat șanțurile și acum l-a furat la șanț. Dacă era înainte pământul tare, mergea să oprea constru. Dar acum l-a fugit și l-a răsturnat. Locuitorii s-au opus încă din prima zi în care circulația tirurilor a fost deviată pe aici și le cer autorităților să rezolve această situație. Chiar primarul Nicolae Barbu a declarat recent într-o conferință de presă că autovehiculele de mare tonaj nu pot fi deviate pe alt traseu, însă se încearcă găsirea unei soluții viabile. O butălie amplasată într-o bucătărie improvizată la subsolul unui bloc din Giurgiu era să provoace o tragedie. Butălia a luat foc și a urmat un incendiu soldat cu două victime. Au intervenit la timp pompierii și un echipaj smurt. Proprietarul unui apartament din cartierul Oinac a improvizat la subsolul blocului o bucătărie. Din nefericire, butelia a luat foc, iar incendiul a cuprins întreaga boxă. Bărbatul de 87 de ani a încercat să închidă singur butelia în flăcări și s-a ars la mâini și la față, iar o vecină de 63 de ani a suferit un atac de panică. S-a sunat imediat la 112 și la fața locului au intervenit pompierii și un echipaj smurt. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar una dintre victime transportată la Spitalul Județean Giurgiu pentru îngrijiri medicale. Din primele cercetări rezultă că incendiul ar fi izbucnit de la un sistem de gătit defect, motiv pentru care locatarii blocului cu pricina spun că nu este normal ca la subsolul imobilului să se amenajeze bucătării improvizate, iar autoritățile ar trebui să ia măsuri. Dacă e aici pe scară? Și așa se țin butelile la subsol? Păi au bucătării făcute la subsol. Adică gătesc acolo, fac mâncare? Da, cablurile de curent trase pe la geam și au tras lumină în beci. Ilegal, nu? Ca nu e. Păi da, mai venit pompierii de la spus că nu n-au cred voie. Că e normal să ținem la subsol cu beci sau și s-a auzit bubuitură sau pur și simplu a luat foc? Sau? Nu știu că n-am fost acum, au venit că au sunat vecinii că au luat foc jos. Să vadă să nu au ceva la apartament. Dar ați mai sesizat la electrica? Am mai fost înainte pompierii și le-a spus, mai da. Sesizat, că se țin butelii, dar că nu s-a făcut nimic. Nu cred că e normal să ții. Probabil că l-au dat avertisment ceva să nu mai țină butelile jos în subsol, în bucătăriile improvizate și
plătească în continuare. Probabil așteptă să are mai el ca să le închidă. În urma incendiului au ars mai multe rafturi din lemn, 4 bidoane din plastic, 2 metri de furtun pentru butelie și articole textile. Poștașii giurgiuveni se declară solidari cu acțiunile de protest demarate azi de colegilor în capitală. Dacă în urma pichetării sediului Companiei Naționale Poșta Română nu se găsesc soluții de deblocare a negocierilor, purtătorii de tolbe din Giurgiu vor participa la un meeting de protest planificat pe 12 februarie în Piața Constituției. Poștașii sunt îngrijorați în legătură cu viitorul locului lor de muncă și acuză conducerea companiei de nepăsare și reavoință. Managementul acestei companii a găsit de cuvință să se îndrepte către locurile de muncă ale salariaților și drepturile salariale acestora. Dacă în urma acestui pichet care s-a desfășurat astăzi la București nu se întâmplă măsuri de chemare la masa negocierilor, atunci în data de 12 februarie 2013 vom avea un meeting de protest în fața Ministerului Comunicațiilor, unde va participa și filiala Giurgiu din cadrul Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România. Vom merge acolo pentru a protesta pentru drepturile noastre salariale și pentru locurile noastre de muncă, care sunt în acest moment în pericol. Faptul că de peste 3 ani Compania Națională de Poștă Română se află într-un proces continuu de organizare și reorganizare, cu efecte vizibile doar în degradarea serviciilor și condițiilor de muncă, îi nemulțumește pe lucrătorii poștali. Sindicatul Brezlei va continua acțiunile de protest până când actualul management al Poștei Române va propune un program de consolidare a companiei bazat pe proiecte viabile sau va fi înlocuit cu altul. Întâlnire la nivel înalt la sediul primăriei Giurgiu. Primarul Nicolae Barbu a primit vizita primarului orașului german Ingolstadt. Oaspetele german a venit în România la inițiativa primarului capitalei Sorin Oprescu, iar în agenda sa de lucru a inclus o vizită și la Giurgiu. După ce s-a întâlnit la București cu primarul Sorin Oprescu, primarul orașului german Ingolstadt, dr. Alfred Lehmann, a efectuat o vizită și la Giurgiu, unde a fost primit de dimineață de primarul Nicolae Barbu. După o discuție privată între cei doi edili în sala de ședințe a Consiliului Local, a avut loc o reuniune oficială între reprezentanții administrației locale, cei ai mediului de afaceri și reprezentanții mediului privat. Această prezență se datorează dorinței tuturor de a atrage fonduri europene, de a crea proiecte comune și, până la urmă, de a dezvolta orașele noastre. Înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să vă prezentăm master planul de dezvoltare al Euroregiunii Ruse Giurgiu. Într-o formă mai scurtă, dar atât cât să trezească interesul în a realiza proiecte comune. După ce delegația germană a asistat la prezentarea masterplanului de dezvoltare a euroregiunii Giurgiu-Ruse și portofoliul investițional al acesteia, vizita a continuat pe teren la mai multe obiective investiționale din oraș, cum ar fi un port de mici ambarcațiuni, dezvoltarea turistică a insulei Mocănașu, amenajarea falezei și a viitorului port din zona fostului combinat chimic, dar și dezvoltarea industrială a zonei de sud-vest a orașului. Așa cum se știe, specialiștii în marketing susțin că reclama este sufletul comerțului și merg pe principiul că orice se vinde. Minciuna prinde și atrage naivii care mușcă momeala comercianților. Pentru a fi bio sau eco, un produs trebuie să îndeplinească un set de condiții, iar pentru comercializare, produsul trebuie să fie certificat. Pe piața giurgiuveană nu există niciun produs bio și asta susțin inspectorii OPC Giurgiu. Își descriu produsele drept 100% naturale, chiar dacă nu au vreun certificat în acest sens. Clientul este încântat de multe ori doar de aspectul comercial și cred în cuvântul producătorilor că produsele sunt 100% bio. În urma unui control al inspectorilor protecției consumatorilor, Giurgiu a ieșit la iveală mai multe nereguli. Fructe proaspete, legume, zahăr, ouă și condimente, acestea au fost produsele cărora inspectorii OPC au vrut să le verifice autenticitatea. Deși producătorii susțineau că acestea sunt naturale, în urma controlului s-a dovedit a nu fi. Instituția noastră, conform planului tematic transmis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, a desfășurat un control la operatorii economici din municipiul și județul Giurgiu, care aveau expuse la comercializare produse ecologice sau produse bio. În urma controalelor efectuate s-au constatat nerespectări ale legislației privind modul de inscripționare al acestor produse, conform regulamentului european,
au fost constatate abateri pentru aproximativ 52 de kilograme de produse alimentare și s-au dispus măsurile corespunzătoare, respectiv oprirea temporară de la comercializare până la remedierea deficiențelor de informare constatat. Totodată s-au aplicat și 5 amenzi contravenționale în valoare de 11.000 lei. Definiția specialiștilor despre produsele bio este aceea că sunt compuse strict din plante și din ingrediente organice care nu au fost modificate genetic și cărora nu li s-au adăugat alte produse chimice. Aceste produse, fie că sunt alimente bio, produse cosmetice, de îngrijire, de curățenie sau suplimente nutritive, reprezintă cea mai nouă tendință în ceea ce privește modul de a trăi sănătos. În urma acestei acțiuni, inspectorii OPC Giurgiu au acordat amenzi în valoare de 11.000 lei și în unele cazuri s-a oprit comercializarea temporară pentru 52 de kilograme de produse. Anul 1935 înseamnă pentru cultura românească, mai precis pentru cinematografie, realizarea primului film cu sonor integral. Protagoniști, Stroie și Vasilache, adică aceiași realizatori ai unei alte premiere. Emisiunea Ora Veselă, difuzată la Radio București într-o prima audiție în ianuarie 1929. După multe ediții ale emisiunii radiofonice Ora Veselă, protagoniștii, Stroie și Vasilache, devin actorii principali ai primei producții cinematografice românești cu sonor integral. Doi directori ai unei bănci din Cismigiu, în realitate niște șomeri hazli, fără lipici la vreo slujbă, trec prin încercări nenumărate de a-și potoli foamea. Jocul soartei la lozuri, cu gândul la viitorul loc de muncă, face și el parte din acțiunea asezonată cu cântece și atâta voie bună încât starea socială a celor doi pare trecută în plan secund. Sunt șomer este melodia preferată a lui Bing și Bang. Dimineața pare viața mai frumoasă și te foame și te foame de plezești. Personajele care dau de altfel și titlul filmului, lansat de celebrii comici Stroie și Vasilache la 7 februarie 1935. Parese, din acest moment, Constantin Tănase devine admiratorul cuplului și mai mult chiar le solicită să scrie pentru spectacolele celebrului cupletist. Dimineața pare viața mai frumoasă și te foame și te foame de plezești. Lecție de matematică preventivă la școala numărul 8 din municipiu. Reprezentanții ai poliției locale, jandarmeriei și poliției de proximitate au venit în fața elevilor pentru a-i convinge să nu aleagă calea infracționalității, pentru că acest drum poate conduce la compromiterea viitorului lor. Oamenii legii au organizat la școala academician Marin Voiculescu din Giurgiu o acțiune pentru prevenirea violenței, a consumului de etnobotanice și de droguri, dar și a implicării elevilor în diferite tipuri de fapte antisociale. Polițiștii au purtat discuții libere cu elevii despre toate aceste fenomene care își fac tot mai des apariția în rândul tinerilor. Violența, un termen destul de des întâlnit și un fenomen care se întâmplă destul de des. Ce părere aveți voi despre violență? Nu și-a locul, cel puțin în ceea ce privește instituția de învățământ, n-ar trebui să-și aibă locul aici. Dar nici în timpul dumneavoastră liber nu ar trebui să aibă loc manifestări de violență.
Zecile de elevi prezenți în sala de festivități a școlii au vizionat un filmuleț educativ cu povești reale ale unor tineri care au încălcat legea din mai multe puncte de vedere. Ei au fost impresionați de viața din penitenciar și de povestea fiecăruia dintre tinerii deținuți protagoniști în film. Ce ai înțeles tu din filmul? Păi nu este bine să intrăm în anturaje, pentru că sunt periculoase și trebuie să ne facem prieteni cât mai buni. Că e bine ceea ce fac și că ne învață ceva nou și să nu fim agresivi, să vorbim frumos cu toată lumea. Ce înseamnă pentru tine violența? Un fapt rău. Ar trebui fiecare să-și aleagă un drum bun în viață, să gândească de două ori înainte să facă un lucru și am înțeles că cei care au ajuns la penitenciar își le pare foarte rău. Am înțeles că nu e bine să faci ceva care mai târziu să regreți. Adică să furi, să lovești pe cineva, să fii violent. Trebuie să fii un om ca toți oamenii civilizați, să ai o educație bună. Pentru că de-aia cineva face niște anumite studii, ca să ajungă cineva, nu să ajungă într-un penitenciar și să stea 12 ani acolo, că e foarte greu. Ce înseamnă pentru tine violență? Un lucru foarte grav. Adică nu înțeleg prin ce rezolvi dacă ai violență, nu rezolvi prin absolut nimic. E o chestiune nulă. Ce ai înțeles tu din acest film? Că trebuie să nu furi, să nu ai anturaj și să nu iei etnobotanice. Ce e pentru tine violență? Violența este să nu te bagi cu alți prieteni. Dacă te bagi, e rău. A fost vreodată violent? Nu, niciodată. Sunt cel mai cuminte de școală. Așa e doamna directoare. Polițiștii din cadrul compartimentului de analize și prevenire a criminalității au încercat să-i convingă pe elevii aflați în pragul adolescenței să facă alegeri corecte, responsabile și să evite ilegalitățile. Vigilență sporită la Direcția Sanitar-Veterinară Giurgiu. Părerea giurgiuvenilor este împărțită când vine vorba despre siguranța alimentelor pe care le consumă. Poliția alimentelor ne liniștește în această problemă și ne asigură că acest lucru reprezintă o prioritate. Problema puiilor injectați de la vecinii bulgari a născut multe controverse și la noi în România. Aceasta este una dintre problemele pe care le poate avea alimentația zilnică. Părerea giurgiuvenilor este însă împărțită când vine vorba despre siguranța alimentelor pe care le consumă. Direcția Sanitar-Veterinară Giurgiu ne liniștește în această problemă și ne asigură că nu numai carnea de pui este controlată, ci toate produsele din carne. Siguranța alimentară reprezintă o prioritate pentru aceștia. În sănătatea oamenilor, prin expertiza medical-veterinară oferite de serviciile medicilor pe care i-am citat mai înainte, pe de altă parte, și nu în ultimul rând, prin sănătate, prin menținerea sănătății animalelor, plecând de la principiu, de la furcă la furculiță. Așa, deci noi urmărim animalul de pe pășune, îl identificăm, ne îl înregistrăm și urmărim evoluția lui până ajunge bucățica de carne sau de friptură în parfumeria consumatorului. Deci nu este nimic străin acestor medici care se ocupă, a căror activitate este stricto sensul pe verificarea produselor și subproduselor de origine animală. Mai multe despre acest subiect puteți urmări pe larg în ediția specială din această seară. Județul Giurgiu se află în top 3 și nu în vreun top care să ne facă cinste. O publicație economică a făcut o statistică despre câți ani va produce fiecare județ al țării. Locul 40 ne așează la coada clasamentului, câtă vreme Bucureștiul are cea mai mare greutate în economia României. Publicația Econtext a efectuat mai multe analize privind economia României. Ultima analiză a publicației economice stabilește câte miliarde de lei valorează toate județele țării. Ca și în anii anteriori, Bucureștiul are cea mai mare pondere în economia țării. La polul opus se află 5 județe, la egalitate, care vor crește cu doar 300 de milioane de lei. Județul Giurgiu se află pe antepenultimul loc. Dacă în 2012 județul nostru valora 4,5 miliarde de lei, anul acesta economia giurgiuveană va crește cu 4,8 miliarde. Altfel spus, creșterea este aproape nesemnificativă, clasându-ne astfel pe locul 40. Pe locul 41 se află județul Ialomița, iar pe ultima poziție a topului se situează Mehedinți, cu aceeași creștere de 0,3 miliarde ca și județul Giurgiu.
Copii și tineri special, diferiți de ceilalți prin ceea ce generic și nepăsător numim handicap, trăiesc și poartă o luptă cu ei înșiși. Toate astea pentru a învăța să depășească barierele ridicate de soartă, mai ales de cei ce nu au reușit încă să îi înțeleagă. Filiala Giurgiu a Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic e guvernată de dorința firească a unui grup de părinți de a veni în întâmpinarea nevoilor acestor copii și tineri giurgiuveni. Devizele călăuzitoare ale asociației sunt să încercăm împreună să depășim greutățile vieții și să ne facem noi prieteni pe care putem conta. Să facem cunoscută campania noastră de 2%. Orice angajat care pe anul 2012 a avut un salariu, impozitul care îl datorează statului, 2% din acest impozit are posibilitatea să-l redirecționeze către organizația noastră. Noi am fi foarte fericiți ca oamenii să vadă aceste lucruri și să ne ajute, pentru că noi facem multe lucruri frumoase pentru acești copii. Dacă cineva dorește să ne ajute, pot să spun contul. Este RO 03 RNCB 0145 0372 9856 0001 BCR Giurgiu și codul fiscal 1598 2078. Toți cei care cred în întrajutorare și sprijin reciproc, toți cei care cred că omul are dreptul inalienabil la o viață demnă, că o lume bună e cea în care toți copiii sunt fericiți, sunt așteptați să împlinească aceste dorințe și aspirații, susținând măcar cu un zâmbet specialii de lângă noi. Aceste obiecte le puteți găsi și achiziționa de la căsuța noastră din Piața Centrală. Este o căsuță din lemn unde în fiecare zi va fi cineva acolo să vi le ofere cu drag. Sunt obiecte făcute cu mult suflet, foarte frumoase, lucruri care pe noi ne aduc o bucurie foarte mare când le facem și așa cred că o să aducă și celor care le cumpără. Întreprinzătorii giurgiuveni sunt sprijiniți și încurajați să își dezvolte afacerile sau să înființeze unele noi cu bani europeni. Ieri, la Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubiu, s-a susținut o sesiune de informare cu privire la fondurile nerambursabile și cum pot fi atrase. Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius și Oficiul Teritorial pentru IMM și Cooperație Ploiești au organizat o sesiune de informare privind fondurile europene. Stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Înființarea societății comerciale este gratuită și pot beneficia de o finanțare nerambursabilă de 10.000 de euro, reprezentând 50% din valoarea totală eligibilă. Diferența de 10.000 de euro fiind constituită din aport propriu sau împrumut în cadrul procedurii. Împrumut garantat de stat. Mai sunt o serie de facilități pe care le obțin, reducerea la contribuțiile CAS pentru angajator. Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, dar și îmbunătățirea performanțelor afacerilor existente, este o preocupare mai veche a Centrului de Afaceri Giurgiuvean. Demersurile vizează crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea aptitudinilor manageriale, dar mai ales prin accesarea oportunităților oferite de fondurile nerambursabile. Sport acum, odată cu începerea anului, apar și rezultatele în atletism. Clubul sportiv școlar Giurgiu ne reprezintă cu cinste la nivel național. Atleții de la CSS Giurgiu participă la mai multe competiții la nivel național, unde până acum au obținut rezultate foarte bune. Sunt adevărate medalii pentru mine și pentru colegul meu, Cezar Bone, cu care lucrez. Chiar dacă nu au condițiile necesare de a se antrena, pista de atletism lipsind cu desăvârșire din oraș, iar temperatura în sala în care se antrenează nu este mereu optimă pentru buna desfășurare a antrenamentelor. Condițiile în care lucrăm în perioada asta sunt destul de vitrege și am repetat de atâtea ori absolut orice record personal pentru copiii noștri înseamnă adevărate medalii. Probabil că lumea ține la noi foarte tare pentru că, știți, nu se strică oamenii atunci când e frig afară. Sportivii trec peste toate aceste obstacole și duc cursa până la final, de cele mai multe ori urcându-se cu mândrie pe podium. Obiectivele noastre sunt acelea de a merge mai departe și de a realiza pe cât se poate visul copiilor de a face sport. Pentru că despre performanță mi-e greu să mai vorbesc,
Astăzi nu m-aș fi așteptat niciodată, în urmă cu mai mulți ani, când începeam activitatea de antrenor, mă gândeam că odată cu venirea rezultatelor bune, am să mă bucur și de condiții din ce în ce mai adecvate aspirațiilor mele. Sperăm ca autoritățile locale să acordă mai multă atenție atleților giurgiuveni, realizând astfel că orice sportiv de performanță poate deveni ambasador prin sport. La Giurgiu au revenit ploile, dar cum va fi vremea vineri, vedem din rubrica Meteo. Bine v-am găsit! Valorile termice încep să scadă ușor și ajung la normalul perioadei. În județul Giurgiu, joi noapte, temperaturile rămân ridicate. Se prognozează 5 grade Celsius la Bolintin Vale, iar la Mihăilești 6 grade Celsius. 7 grade cu plus vor fi la Ghimpați, Hotarele, Comana, Izvoarele și Giurgiu. Vineri, vremea se răcește în aproape toată țara. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații mixte în Muntenia. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări în sudul țării. 4 grade vom avea la Bolintin, Mihăilești și Comana, în timp ce la Ghimpați și Hotarele termometrele vor indica 5 grade Celsius. 3 grade vor fi la Izvoarele și Giurgiu. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina, numai bine! Cu banii noștri, dar pe afacerile lor, străinii mai înclină câte un tir spre a amenința locuitorii din Rudar și casele acestora. Un film mult mai nou, dar tot de neuitat. Iar când apare și poșta la meeting, lumea se inflamează și butelia este în flăcări. Primarul bavarez ce impresie are? Aceasta a fost pastila zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, imediat după jurnalul urmează o ediție specială, iar de la 19:30 puteți urmări emisiunea Giurgiu înainte de toate, urmată de emisiunea Oameni și Destine, realizată de Mihai Dândăreanu. Sunt Nicoleta Pană și vă doresc numai bine!